mulțumesc foarte mult, doamna Smaranda Bratulian, ne-a ținut o prelegere excelentă despre acest roman, care e un roman puternic. E scris în 2015, deci când avea 40 de ani. Iată de ce literatura italiană este o literatură tradusă în toată lumea. De ce? Un scriitor este primului roman important, a dat lovitura cu el în 2015, este plin de umor, este un roman puternic, este un roman emoționant, scris cu mult meșteșug, e foarte greu să povestești la persoana întâi, cu dialoguri frumoase, dialoguri pline, pline de umor, fiind în același timp și un roman realist și un roman psihologic despre viață și moarte, de fapt, și mai ales despre cum la bătrânețe personajul nostru principal, Cezare, are 74 de ani, poți să te reîndrăgostești din nou de viață și chiar de altcineva. Permiteți-mi ca în încheiere, nu mă pot abține, am ales un foarte scurt fragment pentru clapă și e un fragment cu o observație plină de umor, de mare subtilitate. Personajul nostru, Cezare, își amintește de soția sa care a murit acum 5 ani. Credem că nu avem nevoie de nimeni până când ne dăm seama că nu mai avem pe nimeni. Și când se întâmplă, e ceva de nedescris. Eu uiam pe copiii mei, dar ei ca și cum nu i-aș avea. Iar vina nu e a lor, nici a Caterinei. Să fii gelos pe o persoană care nu mai există e o tâmpenie. Și totuși așa e. Ciudat, soția mea reușește să mă atragă atenția mai mult de când e moartă decât atunci când era vie. Îmi amintesc că într-o seară în pat mi-a spus: ce ai face dacă mâine aș pleca? Eram prea prins de cartea pe care o citeam ca să mă apuc să discut pe jumătate serios despre criza noastră care se perpetua de atâta vreme. Așa că am răspuns: aș dormi fără să mai pun dopuri în urechi. Ia-s fără ea și încă tare. Când ești tânăr, crezi că sfărăitul e o prerogativă a bunicilor, că femeia ta frumoasă va dormi îngerește pentru totdeauna printre petalele parfumate de trandafir. Apoi îți dai seama că la o anumită vârstă începe și ea să scoată niște sunete ca o scroafă și în clipa aia înțelege exact că tinerețea a fugit pentru totdeauna. În orice caz, ea s-a întors pe cealaltă parte și a stins lumina. A fost singura dată când am vorbit despre criza noastră. Ba nu, în care ea a încercat să vorbească. Ba nu. Lorenzo Marone, Tentația de a fi fericit, un roman puternic, un roman cum în România, din păcate, nu se scrie astăzi, și asta e una dintre carențele literaturii române, pe care vi-l recomandăm cu multă căldură. Thank you.